Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Matei 6:28-29. Priviți, a zis Iisus, cum cresc crinii, cum răsar din pământul rece și negru sau din noroiul din albia râului și își revarsă frumusețea și parfumul lor plăcut. Cine s-ar gândi la o asemenea frumusețe dacă ar privi bulbul gloduros și cenușiu al crinului? Însă când viața ascunsă de Dumnezeu în această plantă se dezvoltă la porunca lui, sub influența ploii și a luminii soarelui, oamenii rămân uimiți privindu-i grația și frumusețea. Tot astfel se va dezvolta și viața lui Dumnezeu în fiecare suflet omenesc care se va supune lucrării harului său, care vine cu binecuvântările ei la toți, asemenea ploii și luminii soarelui în natură. Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost create florile și același cuvânt va produce în voi frumusețea Spiritului Său. Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El v-a înconjurat cu frumusețe ca să vă învețe că nu sunteți aduși pe lume doar ca să munciți pentru voi înșivă, să săpați și să zidiți, să vă obosiți și să plănuiți, ci să faceți ca viața voastră să fie strălucitoare, veselă și frumoasă prin iubirea lui Hristos, ca și florile, pentru a face fericite și alte vieți prin lucrarea iubirii.